Bună ziua tuturor, sunt Orotela cu o nouă etalare la alegere despre ceea ce veți manifesta, ce veți trăi în această perioadă. O parte din viața voastră, evident că nu o să vă spun toată viața, un eveniment, o situație, eventual, poate chiar două, un rând de nevăzut, pe care o veți manifesta în mod special în această perioadă și datorită lunii pline și eclipsei de lună. Să facem diferența între etalarea pentru iunie, etalarea la alegere pentru altă subiect sau pe alt subiect și această etalare, da? Trebuie să vă alegeți între, da? 1, 2 și 3, da? 1 e prima etalare, 2 și 3. Vă mai arăt o dată. Vă puneți pauză și vă alegeți. Da? Ok. Acum hai să vedem ce ați ales. Ce mesaje primiți prin aceste de cărți. Ok. Cei care ați ales numărul 1, ați așteptat într-o privință, într-un subiect, 7 de monede. Ați fost precauți cu investițiile voastre în relații și nu doar relațiile sentimentale de lungă durată, dar și relațiile profesionale. Fost precauți, pentru că v-ați dori să vă concentrați pe grădina voastră, cum ar fi. O să fac altfel de etalare acum pentru lună plină. Fac diferit decât etalarea pentru iunie, da? Numărul 1. Tai cărțile. Ce veți simți, ce veți trăi datorită lunii pline și a eclipsei de lună? Deci situația despre care vorbesc. 1, 2 și 3. Valetul de cupe, 5 de bâte și lumea. Vă doriți să transmiteți un mesaj cuiva și aveți niște conflicte interioare referitor la acest mesaj pe care vreți să-l transmiteți. Ori așteptați voi acest mesaj. E un mesaj emoțional, e un mesaj de dragoste, este o discuție, dacă nu-i mesaj, este o discuție, chiar dacă nu-i sentimentală, chiar dacă nu este de dragoste, e o discuție de suflet, valetul de cupe. Pentru unii poate să fie un mesaj pozitiv pe care îl așteptați sau pe care ar trebui să-l transmiteți cuiva. Pozitiv în sensul că vreți să spuneți ceva frumos cuiva și totuși există niște conflicte, există niște lupte. Conflictele pot să fie în voi, acești 5 de bâte, voi vă luptați cu mai multe gânduri și mai multe situații. Ce o să zică vecinii, ce o să zică familia, ce o să zică prietenii, ce o să zică societatea, ce o să zică colegii dacă fac acest pas, da? Dacă fac acest pas, dacă mă duc și vorbesc cu cineva, de la suflet la suflet. E o cupă pe care vreți să o împărtășiți. Repet, poate că o și așteptați. Rămâne de văzut, dar nu simt, deocamdată n-a apărut ceva legat de așteptare. Așteptarea a apărut prin 7 de monede mai devreme, prin faptul că ați stat și ați fost precauți. Dacă să mergeți spre 8, spre transformarea situației, a relației, spre munca voastră, pe energia pe care o depuneți ca să creați ceva consistent, da? Deci în acest sens a constat așteptarea, nu neapărat că ați așteptat pe cineva să vină, poate, repet, variază. E o situație care vreți să-i puneți capăt, pe de-o parte, lumea. Da, conflictele interioare legate de acest subiect, da? De această dorință, vreți să o încheiați, da? Conflictele acestea vreți să le încheiați. Pe de altă parte, pentru unii poate să fie o relație la distanță, peste hotare, online. Pentru unii, nu pentru toată lumea, da? Dar lumea, în general, asta îmi transmite, evidențiază faptul că vreți să încheiați conflictele și să manifestați ceva nou. Adică să manifestați acest mesaj, nu să stați în stresul acesta teribil în care a stat, da? Până acum. Fac sau nu fac gestul, am sau nu am discuția, împărtășesc de la suflet la suflet cu cineva ceva, voi știți ce. Ia uite, regele de cupe la capătul setului de cărți. E o chestiune care ține de dragoste sau poate de consiliere sentimentală, emoțională, da? De suflet spirituală. Ce frumos, în continuare, îndrăgostiții, turnul, ho-ho, și moartea, wow.
Pentru unii poate să fie o poveste de dragoste. Trebuie să alegeți iar. Pentru că îndrăgostiți înseamnă și alegere în dragoste. Alegeți să această dragoste să rămână nemanifestată din cauza conflictelor despre care am vorbit și să rămână la acel capitol nemanifestat, conflictual. Probabil că există voci în jurul vostru, dacă nu doar ale voastre, care stau în calea acestei manifestări. Și aici este alegerea. Rămâne dragostea nemanifestată sau o manifest? Și cum o manifest? O transform. Interesant este că a apărut, iau de 3 arcane majore și cu lumea 4. Și cu lumea 4. 4 arcane majore din care, și 2 minore. Adică energia care se materializează pe pământ practic este destul de mică. Mai mult resimțiți la nivel spiritual, emoțional, energetic. Însă turnul înseamnă această trezire, ruptură, ruptură de vechiul capitol, ca și când smulgeți dintr-o carte un capitol. Gata, nu mai vreau să citesc acest capitol, că e prea dur. Nu vi s-au întâmplat cărți, să le citiți, care exprimă un subiect într-un mod prea dur. Gata, sar, nu vreau să mai citesc, gata, smulg. Da? Și încep alt capitol în care citesc povestea în continuare, fără să mai fi trecut prin acea zonă conflictuală. Da? Și acest rămâne de văzut ce apare pentru viitor. Însă aceste cărți reprezintă energia prezentului. Ceea ce am citit mai devreme reprezintă energia trecutului, o situație. Poate să fie și un copil pentru unii. Un copil care vă creează niște conflicte sau un copil sensibil. Oh, mersi de mesaj. Și pentru unii care poate n-au iubiri și eu știu ce, da? Un copil sensibil care are niște conflicte. Cu colegii online poate să fie sau într-o privință. Și vreți să încheiați capitolul, să clarificați eventual. Am zis, pentru unii. Ideea este că acest turn reprezintă un eveniment neașteptat. Pentru unii, acest trecut se resimte în prezent prin faptul că voi nu sunteți în comunicare cu acest personaj. Da? S-a produs o ruptură cândva și acum o resimțiți mult mai intens datorită emoțiilor create de lună plină și a eclipselor și amplificării și a lui Jupiter care amplifică niște stări, da? Este că această separare trebuie transformată. Trebuie... hai să vedem în ce sens transformată. Este relația care aparent a murit. Da? Este încheiere de capitol, ruptură și moarte. Este o dragoste care aparent n-are nicio șansă. Din cauza că cineva nu a manifestat la timpul potrivit. Dar știți cum e? Timpul e cu puterea. 5 de spade. 4 de bute și împărăteasă. Lăsăm așa. Ok. Da. În prezent aveți impresia că această... Ia uite, urlați după această iubire, după această situație. Taci, iubire! Calmează-te! Da. Și acum văd cărțile pentru că le aleg și pentru viitor. Apropiat, nu neapărat îndepărtat. Variază de la unii la unii. De la unii ascultători la alți ascultători, vreau să zic. Deci această moarte în ce constă? În transformare, am zis, da? Dacă aparent relația sau oportunitatea s-a dus, a dispărut, ce să mai... Capitol rupt, turn destructuralizat, moartea egoului. Moartea egoului se petrece, de fapt. La moarte și putere. Moartea egoului ca să renască varianta superioară. Și în ce sens spun asta? Vă veți face curaj și veți găsi o strategie 5 de spade cum să manifestați, dragii mei, creștere, abundență, o relație armonioasă cu personajul de care sunteți îndrăgostiți, da? Valetul de cupe, îndrăgostiți și împărăteasă.
Asta pentru că unul dintre voi sunteți marcați de acest aer. Aveți o atitudine mentală, poate că sunteți într-o zodie de aer, poate aveți ascendent în zodie de aer, unul dintre voi, și sunteți foarte raționali și din cauza asta v-ați tot gândit, dați în urmă, 5 de bâte, conflicte, ce să fac, să spun, să nu spun, cum să mă duc, cum să fac, cum să nu știu ce. Da? Astea sunt conflictele și acum această moarte și acest turn va aduce și soluția. E o lumină aici, da? E o lumină care se regăsește și în turn. Separarea aceasta a fost necesară, transformarea aceasta extrem de dureroasă, încheierea de capitol extrem de dureros, da? V-au ajutat ca să vă transformați, da? Și aici este lumina pe care o găsiți și, pe care, și curajul pe care îl veți avea ca să comunicați cuiva acestui vale de cupe. Vale de cupe este comunicarea în sine, da? Poate să fie un personaj de care v-ați îndrăgostit, poate să fie un personaj la care țineți, poate vă reprezintă pe voi, dar reprezintă în primul și în primul rând nevoia de a comunica repede de la suflet la suflet. Și atunci, repet, veți avea, în asta constă transformarea, veți încheia cu conflictele și vă veți găsi puterea, moare ego-ul, mândria asta, aici 5 de bâte și ego-ul, da? Moare ca să renască o nouă variantă a voastră, evoluată, în care vreți să găsiți, să aveți victorie. Vreți să aveți victorie și să găsiți o strategie suficient de inteligentă și potrivită, da? O strategie potrivită, care să vă ducă către această relație, 4 de bâte și împărăteasă. Există un personaj, poate să fie pe lângă casa voastră, e o chestiune care ține de casă, da? Chestiune care ține de casă. Am două mesaje, da? Și aici, aici este ideea, ce veți face voi, unii dintre voi. Veți comunica Regina de Spade despre această bucurie a sufletului, de a valetul de cupe, aceste emoții pe care le aveți față de cineva. Vreți să vă întâlniți cu cineva care vă face fericit sau fericită. Da? Vreți să aveți o relație de lungă durată în care sunteți fericiți, dar nu o relație chinuită. Acum sunt două mesaje, am zis că sunt două mesaje. Pentru unii, posibil, acești 5 de bâte despre care am vorbit mai devreme, conflictele interioare, să nu fie doar interioare, să fie și exterioare, să fie cineva invidios, pentru că apare 5 de spade, acasă, în casa voastră, ori mama, ori soția, ori mama copiilor voștri, da? Și cu aceștia să aveți discuții. Și aici apare puterea. Aici apare moartea ego-ului. Acestea sunt, de fapt, blocajele care au stat până acum în calea întâlnirii cu sufletul, fără reche, cu dragostea pe care, știu, o simțiți față de cineva. Însă, vreți să tăiați legătura cu acest personaj, 5 și cu 1, 6. 6 înseamnă detașare mentală, eliberare, da? Eliberare mentală și nu doar mentală, călătorie de la ape tulburi la ape limpezi, la soare. Vreți să vă eliberați mental de toate aceste conflicte acasă, repet, poate să fie cu mama voastră, împărăteasă, sau cu mama copiilor voștri, un personaj care are mare ego, imens, dorința de a vă controla. Și veți comunica cu personajul care vă sensibilizează cu valetul de cupe. Da? Comunicare plină de bucurie, de emoții, care manifestă, de fapt, o relație armonioasă. Posibil cu altcineva. Posibil cu altcineva. Am zis, la capătul setului de cărți este regele de cupe, care plânge. Este o dragoste, ia uite. Da? Care trebuie vindecată din cauza unor, deci niște programe mentale, niște confuzii, niște stresuri mentale, blocaje, da? Blocaje mentale care trebuiau vindecate, de-aia a fost încheiere de capitol, de-aia apare turnul, de-aia apare moartea. Lucrurile acestea trebuie vindecate, e o karmă care trebuie vindecată, da? Și după ce se vindecă, începe să manifestați această oportunitate pe care ați pierdut-o în trecut într-o altă formă. Regele de cupe, e o dragoste profundă. Sper că înveți scrie despre această dragoste. Am zis, nu este etalarea pentru iunie, este o situație
creată și nu fac cruce celtică, da? Am făcut 3 cu 3 cu 3. De fapt, am făcut 12 cărți, nu doar 9. În fine, este o situație care se manifestă, să zic, în această perioadă. Sau va fi ajutată, va fi rezolvat într-un fel sau altul prin energiile care se manifestă acum. Cam atât și cam. Ok. Hai să vedem. Da, e soare, dar așa e frumos în grădină, nu? N-am făcut niciodată în grădină. Faetonul. Vreți să mergeți mai departe către destinul vostru, dragii mei, cei care ați fost numărul 2. Hai să vedem. Repet, nu este talare pentru iunie. Nu este talare, eu știu de care. Ia să mă așez așa. Este o situație pe care o simțiți, ați creat-o într-un fel sau altul, poate acum soarele din spate, ați creat-o, eu știu, la un moment dat, și evenimentul acesta, eclipsa de lună plină, vă scoate din lacrimi, sper să vă scoată, nu să vă aducă lacrimi, cei care ați ales numărul 2. Lumea, și la voi tot lumea apără, și la numărul 1 tot așa, nu tot așa, altfel. Da. Deci. Ok. În primul și în primul rând. Sunt niște blocaje din care vreți să ieșiți. Vedeți, cu cât lucrăm mai mult cu tarotul, cu atât vedem lucruri noi. Nouă de bâte, acum văd dorința voastră de a ieși din blocaje, din spatele gardurilor de protecție sau granițelor personale sau granițelor, eu știu, în care v-ați încadrat. Ideea e că vreți să ieșiți în fața gardului și să oferiți cuiva ceva. Sper să mă țină bateria. Vreți să schimbați energia pentru că v-ați trezit. Aveți pasiune pentru cineva. Aveți pasiune pentru cineva care vă aduce multă bucurie și multă fericire pe de-o parte și v-ați trezit, pe de altă parte, la această dorință a voastră, ambiție de a fi fericiți, de a lumina, de a avea ce-și dorește orice om, da? Fericire. Acum, în trecut. A fost o situație la distanță. Probabil că această distanță trebuie călătorită. Ce cuvânt. Trebuie traversată. Dar, un capitol. Hai totuși să clarific acest capitol. E de dragul carte de aici. De ce e vorba? Ia uite. Da? A fost clarificată de 4 de monede. Pentru unii, probabil că a fost la distanță, peste hotare, să faceți bani. Pentru alții, a stat în niște relații karmice. Pentru mine, 4 de monede înseamnă relații karmice. N-ați știut să vă deschide sufletul, ați fost prea concentrați pe bani și pe stabilitatea voastră și vreți să încheiați acest capitol, da? Vreți să încheiați acest capitol. Așa, și ca să încheiați acest capitol, trebuie să analizați lucrurile, alt 4, da? Să analizați lucrurile dintr-o altă perspectivă. Să vedeți de ce ați suferit, să vedeți cum vă conectați la spiritualitate. Da, Vipie, da, e pisica mea. Una dintre ele. Haideți. Altă pisica mea. Așa a venit aici să stea de vorbă. Deci, trebuie să analizați. Să meditați și să vă conectați la spiritualitate ca să vă înțelegeți destinul, ca să vă adunați puterile, experiențele. Ce frumos, da? Faetonul are un cal negru și un alb, da? Experiențe negative și experiențe pozitive, adică dureri, da? Dezamăgiri, dar și victorii. Victoriile stau deoparte, deocamdată, în această nevoie de vindecare și de analiză. Dar, în ultima vreme, v-ați cam hotărât, pentru că asta e energia trecutului, v-ați cam hotărât să mergeți către destinul vostru, către steaua voastră, către lumină. Da? Azi e să ieșiți din granițe. Cum am zis mai devreme, granițele erau până la lume. Acum vreți să ieșiți din aceste cercuri și să explorați lumea, eu știu ce, rămâne de văzut ce, dintr-o altă perspectivă, a omului, a personajului hotărât că are o misiune și că are un destin cu altcineva, cu altceva. Oh, ce frumos! Mai exact, numărul 1 a avut în aceeași poziție în drăgostiții.
8 de cupe și 9 de spade. Da, încă mai durează. Încă mai durează. În fine. Am zis, nu fac etalare acum pentru iunie, nici pe alt subiect decât o situație care este scoasă în evidență de eclipsa de lună și de luna plină și de eclipsa de lună din Săgetător. Este că trebuie să alegeți. Posibil unii dintre voi ați ținut, da, clar. Am zis, ați ținut foarte mult de o relație karmică, ați ținut de stabilitatea voastră financiară. Ia. Ați ținut de stabilitatea voastră financiară, de niște idei fixe, pentru că acest personaj este fixist, este încăpățânat, da? Nu vrea să-și arate sentimentele, nu vrea să-și arate alte emoții, da? Și acum, din cauza pentru că a stat în această energie, relație karmică sau voi încăpățânați, repet, s-a produs o dezamăgire într-o direcție, într-o relație, 3 de spade. Da? Și în prezent resimțiți această dezamăgire, o resimțiți. Chiar dacă voi în ultima vreme v-ați gândit să o analizați și să mergeți mai departe, încă mai aveți ceva de înțeles. Asta pentru că în prezent aveți îndrăgostiții 8 de cupe și 9 de spade. În această poveste de dragoste, care iar este, seamănă un pic cu numărul 1, dar un pic diferită. Numărul 1 e un pic mai avansat ca și posibilitate de acțiune. Aici cred că mai aveți o lecuță de așteptat. Rămâne de văzut cât se va manifesta la voi. Deci această dragoste, da, cineva a încercat, voi ați încercat să vă detașați emoțional și mai rău v-ați creat probleme. Acum, dacă cineva v-a părăsit, iar poate să fie și posibilitatea asta, ca cineva să vă părăsească și să vă aducă alt stres, dar e o vorbă în engleză, rejection means protection, da? Dacă cineva vă părăsește, este în folosul vostru. Aveți posibilitatea să... Ce urmează? Să alegeți, să vă gândiți bine, să vă conectați la intuiția voastră și să alegeți o nouă direcție care vă duce, dragii mei, către victorie și către stabilitate. Posibil cu o altă persoană. Posibil cu o altă persoană. Acum, iar este foarte interesant faptul că 8 de cupe și 9 de spade poate să reprezinte persoana de care ați stat separați din cauza încăpățânării sau a relației karmice, sau relația karmică la care ați ținut foarte mult, care degeaba ați ținut că tot trebuie încheiată. Da? Da, aduce stres. Dar e încheiată pentru că aveți altă, apropo de Phaeton, altă misiune. Pentru că veți avea victorie, Phaeton înseamnă victorie, 6 de bâte înseamnă victorie, posibil într-o altă direcție. Posibil într-o altă direcție. Interesant. Acum, e mult mai interesantă energia momentului. Apropo de lună plină, da? Eclipsa. Eclipsa asta s-ar putea să vă scoată în evidență niște sensibilități. Aparte, să nu dormiți în perioada de lună plină, clar. Că majoritatea oamenilor nu pot să doarmă, da? E opoziția soare în gemeni și luna în Săgetător. În fine. Ideea este că această lună plină, depinde și ce aspecte mai aveți în harta voastră natală, va duce mult stres. Însă, renunțați la stres, că 9 este numărul lui Jupiter și aveți 9 de 2 ori, da? Numărul lui Jupiter. Și vorbim de Jupiter în Pești, vorbim de Jupiter și la Săgetător. Renunțați la stres. Și renunțați la griji. Și mai bine mergeți de la 8 către 9 de cupe, nu către 9 de spade. Da? Nu trebuie să vă fie frică nici de singurătate. Da?
Nici de aceste alegeri, ia uite, nici de aceste alegeri. Dați-vă timp. Dar cu cât vă stresați, cu atât veți alege mai prost. Trebuie să fiți într-o stare de, da, apare și 4 de spade. Trebuie să vă vindecați, trebuie să vă conectați la îngerii voștri, la, da, nu mi-am făcut unghiile, că am săpat în grădină, îmi place să sap. Și am privit florile. Dați-vă timp să vă vindecați, pentru că 8 de cupe înseamnă și transformare emoțională. Transformare emoțională. Această alegere vă stresează la maxim, dar este obligatoriu să treceți prin ea ca să învățați să vă iubiți. Nu să stați lângă oameni, da? Doar apropo de relații karmice, doar pentru că vă oferă stabilitate, doar pentru că așa zice familia, doar pentru că așa zice cultura în care, eu știu, v-ați născut, doar pentru că aveți voi impresia că vă dau stabilitate. E doar o impresie. Este doar o impresie. Și aceste alegeri, ia uite, alegeri, 2 de spade, 2 de bâte, sunt foarte importante în această, în înțelegerea, hai să vă zic asta, în înțelegere, pentru că aici este clarificare mentală, înțelegerea destinului vostru. Scuzați-mă, destinul vostru. Cum puteți să manifestați destinul vostru, nu? Dacă nu alegeți? Ce alegeți? Expansiunea sau stagnarea? Apropo de semne fixe, da? De 4, de 2 ori 4, iar aveți de 3 ori 2, 2, 2, să vă spună ceva, 4, 4, iar 9, 9, sunt numere care vă transmit niște mesaje puternice în această perioadă, da? Și aici avem numai semne fixe. Trebuie să ieșiți dintr-o energie fixă. Repet, această eclipsă este foarte... Această eclipsă pe lună plină este foarte marcată de vibrație jupiteriană, expansiune, spiritualitate, da? Schimbare, transformare. Și în viitor veți bloca comunicarea, probabil, bine ar fi, cu energia karmică, pentru că văd că energia karmică este totuși încheiată ca și capitol, energia karmică, încăpățânarea, veți bloca un pic, măcar până luați decizia. Și în această tăcere, în acest blocaj, să zic, de comunicare cu cineva, rămâne de văzut cu cine, dar eu presupun, așa simt că ar fi energia karmică, veți alege. Și ce alegeți, dragii mei? Să stați pe loc sau bâta victorioasă, pentru că aveți două cărți care duc către victorie. Da? Către victorie. Și faetonul și 6 de bâte. Trebuie să vă recreați o nouă lume, că așa se întâmplă. Când renunți la o relație, când renunți la un fel de a fi, poate nu e relație, poate să fie felul vostru de a fi încăpățânat, poate prea fixat pe materialitate, pe stabilitate. Trebuie să vedeți, domnule, nu poți să ai stabilitate doar într-un anumit fel. De fapt, stabilitatea asta e o iluzie, nu? Este o iluzie, stabilitatea. Acum este, acum nu este. Este că în acea tăcere și analiză și blocaj de comunicare cu cineva, va trebui să alegeți. Ce faceți? Stați în această stare în care, a, ce frumos era dacă m-aș fi dus, dar totuși stau aici. Stau pe loc, stau în cetate, da? Și am în față un adevărat univers, o adevărată lume să desfășoare și eu totuși stau în spatele, apropo de ce am zis, în spatele granițelor. Nu, ieșiți din granițe, da? Ieșiți din granițele voastre ca să aveți victorie. Ieșiți din limitări. Și în momentul în care ieșiți din ele, 6 de bâte vă duce către regele de monede. Către o altfel de stabilitate. O stabilitate câștigată prin lupte, prin expansiune, prin explorare, prin dezvoltare, prin progres. Aici vreau să cuvântul că prin progres, nu prin stagnare. Da, sunt mai multe feluri de a simți stabilitatea. Vă simțiți valoarea la 4 de bâte, la 4 de monede, nu vă simțiți valoarea.
aveți impresia că dacă aveți, eu știu ce, tronulețul vostru, e bine, dar nu. Tronul poate să fie și mai mare și mult mai abundent, da? Ce diferență între patru de monede și regele de monede. Mare diferență. Deci e maximul abundenței. După regele de monede urmează împăratul. Aici. Ori eventual vă duceți de la o energie karmică la către un personaj care are succes. Stați în preajma. E interesant mesajul. Alegeți. Iar alt mesaj. Alegeți în viitor, iar. Aveți și îndrăgostiți iar alegeri. Da? Alegeți. Între oamenii indeciși, iar este un alt mesaj mult mai subtil, între oamenii indeciști și oamenii victorioși. Oamenii victorioși care vă inspiră. Poate nu neapărat că o să fiți cu acest personaj, poate nu o să fiți musa exact ca ei, dar vă inspiră acest personaj, da? Acest personaj atrage atenție. Mergeți cu victorie către oameni care au ce să vă învețe. Regele de bâte învață, are experiență profesională, nu neapărat bani, nu în sensul de, monedele nu înseamnă doar bani, înseamnă și experiență practică. Da. Și aici iar, alegeți între oamenii indeciși și oamenii victorioși. Da? Iar alegeți, cum am zis mai devreme, și acum, alegeți între stres și transformare emoțională. Și asta înseamnă lăsați cupele goale și mergeți către nouă, către satisfacție emoționale. Da? Și în momentul în care voi sunteți satisfăcuți de voi, de reușitele voastre, veți atrage și cupa respectivă, veți atrage și a 10-a, ia uite. Da? Acea cupă care vă aduce fericire maximă. Înțelegeți mesajul. Cam asta e, repet, nu este etalarea pentru iunie. Este o etalare care este în vibrația lunii pline, însăgetător și mai ales a eclipsei de lunii pline. Ok, ok. Numărul 3. Numărul 3 are de ales. Toată lumea are de ales. Ia uite, la capătul setului de cărți, asul de cupe. În primul rând, reprogramați-vă mental. Ieșiți din stres, vindecați-vă de stres. Vindecați-vă de stres. Dacă sunteți în stres, nu o să manifestați decât tot stres. Vindecați-vă de stres ca să manifestați dragoste. Da, e un stres. E un 8 de... Da. E o dezamăgire la distanță. Da. E o situație, o relație care a rămas în frig, în ceață și trebuie vindecată. Și a rămas în frig, în ceață, dar datorită unui program mental. Unul dintre voi e programat, eventual, pe ideea că e victimă, da? E o stare de victimizare. Eu nu am noroc în dragoste, nu am noroc în bani. Dar trebuie vindecată această programare, nu? Hai să vedem. Însă, în timp ce am amestecat, am văzut multe cupe și la voi. Multe cupe. Asul de cupe, 10 de cupe. Și o perioadă de stagnare. Să mă țină bateria, da? Hai să vorbesc repede. Ok. 3. 9 de cupe. Am zis cupe. 9 de monede. Oh. Și 7 de... Interesant. 7 de bâte. Energia trecutului. Voi, frumoși, da? Frumoși, victorioși, satisfăcuți de voi. Și totuși apar invidiile, apar atacurile. Aici este în trecut. Trebuie să învățați să vă îngrădiți reușitele. În ce sens să vi le protejați? Să vă protejați reușitele, să vă protejați transformarea emoțională pe care ați câștigat-o cu alte lupte. Cu alte lupte. Asta e energia trecutului. 9 de cupe, 9 de monede. Stare de preîmpărăteasă și de pre... Nu doar preîmpărăteasă, pre-preoteasă. Da? Preîmpărăteasă și pre-preoteasă. Sunteți conectați amândouă 9 și suntem Jupiter, da? Lună plină în Jupiter 9 și Jupiter în Pești. 9 reprezintă pentru mine Jupiter. Expansiune, spiritualitate, călătorie, succes.
Ați avut succes. Păstrați-vă succesul. Păstrați-vă. Nu vă mai lăsați atacați de unii și de alții. Protejați-vă. Puneți-vă, învățați să vă puneți granițe personale. Și să vă luptați cu cei care vă invidiază și cei care vă atacă emoțional, da? Sau vă perturbă echilibru emoțional, vă perturbă credința, speranța, da? Valoarea, stima față de voi înșivă, pentru că voi aveți, o știți, ați lucrat ca să le aveți, da? Și există oameni care din când în când periodic vă atacă. Protejați-vă în prezent. O, regele de bâte, regina de spade și 5 de monede. Și în viitor, am zis, e o relație care n-a mers la un moment dat. Întrerup un pic, adică nu întrerup, continui. Continuăm cu cei la capătul setului de cărți. E o dragoste. Cineva vă iubește. Dar este și un eveniment neașteptat. Ori o separare s-a întâmplat la un moment dat. Da? La un moment dat. Am zis de victimizare. O dragoste nu s-a putut manifesta din cauza că unul are impresia că el n-are parte sau ea n-are parte de dragoste adevărată, de bani, de la. Da? O situație, iaute, dezamăgitoare, care v-a durut foarte mult într-o poveste de dragoste, trebuie transformată. Turnul ăsta înseamnă o ruptură de... O structură care e zdruncinată, o clădire. O iluzie poate să fie, o iluzie. Clădirea aceasta a fost creată pe nisip, da? Și trebuie dărâmată. Este un eveniment neașteptat. Că ține de trecut... Că ține de prezent, variază. Poate să țină și de trecut și de prezent, da? Am senzația pentru unii că n-asta este, n-asta constă treaba. Imediat o să vă arăt. Asta cum se treabă. Acest turn reprezintă, de fapt, separarea voastră din trecut, da? Cinci de monede, care l-am mai văzut și mai devreme. Este un personaj, poate să fie un personaj care are multă, multă pasiune, dar nu o exprimă. Este foarte glacial și foarte sobru. Poate că au fost și niște discuții între voi. Poate că v-ați simțit atacați într-un fel sau altul. 7 de bâte. Da? Posibil să fie felul lor de a comunica. Un fel un pic nepotrivit cu ceea ce aveți voi nevoie. Da? Și dacă i-au comunicat poate prea dur, poate prea intens cu voi, v-au transmis nevoia să vă protejați. Ați simțit că e un pericol, da? Și pentru că v-ați protejat, repet, ați pus relația în stand-by. Sau ați înghețat-o. Freeze. Ați înghețat relația. Din cauza comunicării cuiva. Sper că înțelegeți. Da? De altă parte, în prezent, dacă acest personaj, voi sau ei, cine a comunicat împotrivit și a înțeles lecția, posibil cu acest turn să vină evrica, ideea. Mai ar fi trebuit să comunic emoțional, de la suflet la suflet. Nu să comunic dur, da? Nici prea intens. Da? Nici prea intens. Bine, regele de bâte nu înseamnă comunicare, înseamnă acțiune, da? Cineva acum a acționat prea intens și a comunicat prea rațional. Și n-ați avut nevoie de așa ceva. Și repet, v-ați pus granițe,
și relația a rămas pe stand-by. Și uite, așa nu s-a manifestat dragostea și creșterea între voi. Și aici este turnul. Și separarea, dar și trezirea. Cineva înțelege că trebuia comunicat altfel. Și în viitor, acum înțelege, în mod special în această perioadă, și în viitor, viitorul apropiat sau depărtat apare judecată. Judecă altfel. Și vrea să renască situația dintre voi, da? 5 de monede. Vrea să transforme situația, vrea să vină, să vă recucerească și să ofere stabilitate inimii frânte, inimii lor, inimii voastre, poate că amândoi sunteți dezamăgiți, dar vrea să ofere stabilitate. Vrea să se, cum am zis mai devreme, să se reprogrameze, poate aude această etalare, să se reprogrameze pentru vindecare emoțională, să se reprogrameze pe dragoste, pe o comunicare emoțională, da? Valetul de cupe, care reprezintă, de fapt, visul la care s-a tot gândit sau la care a tot visat în această perioadă. Sunt un pic, sper că înțelegeți mesajul, sunt un pic bruiată și din cauza cățelușei care latră. Ideea este că acest personaj vrea să vină. E determinat. Cu regele de bâte, da? Eclipsa este pe săgetător, semn de foc, da? În opoziție cu gemeni, da? E determinat să vă cucerească și să vină, da? Cavalerul de bâte și eu de bâte. Și să exprime. Ce se exprime? Faptul că poate că așa a fost învățat în familie să comunice. Poate că a comunicat, cum am zis mai devreme, din cauza, într-un anume fel, din cauza că era într-o relație, într-un contract. Și n-a avut sensibilitatea necesară, da? Sau potrivită. Este că vrea să vă transmită și altceva. Vreau să vă transmită multe mesaje, multe are de povestit acest personaj. Dacă a fost într-o căsnicie sau într-o relație de lungă durată sau într-un contract, este dezamăgit de acel contract, este dezamăgit sau dezamăgită de acea, scuzați gălăgia, dezamăgită de acea familie. Și ce mai vreau să mă comunice? Că a fost foarte stresat, că n-a putut manifesta această dragoste. E interesant că apare asul de cupe și valetul de cupe, da? Două cupe, da? Pe de o parte, voi reprezentați această cupă, acest ideal, pentru că sunteți 9 de cupe și 9 de monede. Da? Aici sunteți voi, idealul 9. Da? Și pe de altă parte, acest personaj vrea să ofere și el cupă ca să fiți, da, sunteți două suflete perechi. Ca să fiți compleți. 9 și 1, 10. Asta vrea să ofere. Acum, rămâne de văzut dacă va rezolva problema aceasta a contractului, a familiei, a familiei din care se trage, da? A ideilor fixe, a religiei, pentru că apare la un moment dat și un 7 de cupe. Mare grijă, totuși, cum vine acest personaj din trecut. Dacă va crea în continuare confuzii, dacă își va păstra opțiunile, sau dintre toate opțiunile va alege pe voi. Deocamdată n-am văzut nimic legat de alegeri, am văzut altceva, o înțelegere a lucrurilor, o trezire și o dorință de a crea stabilitate. Așa simt, o dorință de a crea stabilitate. Am senzația că mai durează totuși. Repet, etalarea aceasta nu încadrează niciun timp, rămâne să vedeți în cât timp se manifestă, pentru că este vibrația acestei eclipse de lună și vibrația aceasta intră pe o anumită poveste, într-un anumit aspect din viața voastră personală, da? Cam atât.